Protestul auto este în plină desfășurare. Suntem în coloană, foarte multe mașini, nu-mi dau seama, eu sunt undeva a cincea sau a șasea mașină, în spatele meu sunt mașini cât vezi cu ochii în jurul Casei Poporului. Foarte mulți șoferi din trafic s-au alăturat acestui protest. Oamenii au drapele, drapelul tricolor, drapelul europene, sunt pe mașini puse, ați văzut, am filmat hashtagurile de astăzi, vă vedem, demisia, ciuma roșie, vrem justiție, nu corupție. Acum eu vreau să vă explic ceva foarte important legat de situația în care ne aflăm, pentru că este o situație extrem, extrem de gravă, este o situație la limită. Oamenii și astăzi, este a doua zi de când funcționează această comisie a lui Florin Iordache. Este absolut scandalos tupeul acestor oameni, cum o fac ei așa in your face, cum spun americanii, da? Adică ne sfidează pe față. Deci l-au pus exact pe Iordache, cel care a făcut ordonanța 13, noaptea ca hoții, fix pe el l-au pus acum în Parlament să facă aceste legi care sunt înfiorătoare, sunt de 1000 de ori mai grave decât ordonanța 13. Și au făcut o comisie specială pentru a eluda procedura parlamentară normală, da? Pentru a eluda dezbaterea parlamentară. I-au făcut lui Ciordache o comisie specială, comisie care merge pur și simplu ignorând orice regulă ale democrației, v-am mai spus treaba asta. Partidul Național Liberal are un protest la Parcul Izvor, sunt, bănuiesc, peste 10.000 de oameni, sunt foarte mulți oameni acolo și este foarte bine că opoziția se... în sfârșit se organizează și vine să ia atitudine. Atât liberalii cât și sindicatele, așa cum v-am spus, au anunțat că se vor ralia protestului Rezist duminică seara în Piața Victoriei. Este foarte bine că se organizează întreaga societate civilă, partidele din opoziție. Gândiți-vă cât de gravă este situația cu legile justiției, pentru că sindicatele ies pe legile justiției, da, în primul rând, și în al doilea rând pentru modificările pe care le fac ei, așa zisa revoluție fiscală, care de fapt e exact cum e și revoluția la Gabrielei Firea din trafic, adică dezastru și mai mult rău va face. Gândiți-vă cât de gravă e situația pe legile justiției, dacă până și sindicatele, care sunt parteneri tradiționale ai PSD-ului, dacă până și oamenii ăștia au înțeles că e foarte rău ce face Dragnea și cu gașca din jurul lui. Pentru că adevărul ăsta este, PSD-ul este controlat în momentul de față de un grup infracțional organizat. Asta sunt ei, Dragnea e infractor, Neacșu e infractor, nu? Numărul 3 din PSD. De fapt, la conducerea PSD-ului toți au probleme penale. Tăricianu este la Senat inculpat pentru mărturie mincinoasă. Sunt susținuți de o grămadă de penal. Deci este efectiv un grup infracțional organizat în politică, în Parlament, în clădirea pe care noi o înconjurăm, care măcelărește independența justiției, vrea să distrugă independența justiției, care vrea să controleze sistemul judiciar, sistemul de justiție. Lucru inacceptabil într-o democrație normală în care trebuie să existe separația puterilor în stat. Oricum, modul în care un infractor ca Dragnea controlează și legislativul și executivul este un aspect extrem de grav pentru democrație, pentru că nu se poate un infractor să controleze două instituții fundamentale ale statului în maniera în care o face Liviu Dragnea. De ce am ajuns aici? Vreau să vă explic ceva. Am explicat și aseară în Piața Victoriei, am vorbit cu oamenii și vreau să explic fenomenul ăsta ca să înțelegem cum e posibil. Multă lume se uită. Eu primesc foarte multe telefoane de la oameni din diaspora, din Statele Unite, în special sunt oameni minunați, cărora le mulțumesc foarte mult, mă sună efectiv în fiecare zi să mă întrebe cum sunt, dacă am probleme, oameni care au sesizat congresmenii din zonele unde locuiesc ei în legătură cu situația din România, mă sună oameni din Italia, mă sună oameni din Germania, avem oameni minunați în diaspora. De aceea eu și vin la proteste, ați văzut, uneori vin cu steagul american și acum am tricolorul românesc pe sanderoul meu și drapelul american, tocmai din respect pentru diaspora, pentru românii din America, pentru America, cel mai important partener strategic al României și cea mai mare democrație a lumii. Și mă întreabă oamenii, dom'le, totuși, cum e posibil așa ceva? Ne întreabă vecini de-ai noștri care sunt americani, american nu cunosc România, nu înțeleg cum e posibil ca Parlamentul să fie condus de un infractor, cum e posibil ca un infractor să facă o asemenea avere comparabilă cu averile unor familii de industriași americani care de trei generații fabrică diverse lucruri, da?
Și ăsta le-a făcut în 30 de ani de democrație, așa este democrație într-o țară săracă. Și cum de până acum, cum a fost lăsat să facă o asemenea avere fără să fie oprit? Și fenomenul e simplu și nu e vorba numai de Dragnea, nu îi se aplică numai lui Dragnea, îi se aplică tuturor îmbogățiților de după căderea regimului dictaturii lui Ceaușescu. Da? Și venirea epoca Ilieșeană plus epoca lui Năstase, că atunci s-au întâmplat lucrurile astea. Deci trebuie să avem noi, oamenii cinstiți, oamenii normali, care n-am făcut parte din gașca securiștilor și comuniștilor în 90, da? Oamenii simpli, care am crezut, domne, a căzut comunismul și o să fie democrație și o să fie stat de drept, societate civilizată, noi nu ne-am dat seama în 90 ce au făcut ei de fapt. Nici eu nu mi-am dat seama, eram copil, aveam 14 ani. Acum, după 24 de ani de presă, după ce am urmărit istoria recentă, am citit foarte multe dezvăluiri despre 1990, mi-am dat seama de fapt ce au făcut oamenii ăștia. Știți ce au făcut? Deci ei au fost un grup destul de mare de șmecheri din securitate, din, în special din fosta securitate și din Partidul Comunist, activiști de partid, dar și oameni care au fost din diverse ministere, din zona de putere a statului comunist, șmecheri, pentru că cei patrioti s-au retras, dar au fost mulți șmecheri hoți, care au zis, domne, oportunitate. Statul ăsta deține tot, statul comunist, clădiri, terenuri, fabrici, uzine, deține tot, domne. Și acum vine capitalismul și toate lucrurile astea trebuie să le ia cineva în proprietate. Păi hai să le luăm noi. Hai să le luăm noi în proprietate. Și atunci ei au ajuns la rezoluția asta, da, infracțională, pentru că prin infracțiuni le-au luat, prin corupție, prin șpagă, prin falsuri, prin fel și fel de mârșăvii pe care le-au făcut și 1% e descoperit din ce au făcut ei. Și atunci au zis, băi, hai să le luăm. Și și-au creat toate condițiile prin Parlament. Parlamentul, de fapt, au fost ei și a legiferat. Și și-au creat toate condițiile pentru ca ei să poată să se împroprietărească cu aceste lucruri. Chiar și cu lucrurile care erau ale unor oameni cărora trebuia să li se dea înapoi pentru că comunismul le-a confiscat abuziv. N-a contat pentru ei terenul, clădiri. Nu contează, le luăm noi, fraierii ăia, moștenitori, nu ne interesează. Să moară, să... Și-au apărut toate nebunile și cu drepturi litigioase. Și tot ce au făcut toți, pe toți, dacă îi cauți și găsești, toți sunt legați de fosta structură de putere a regimului comunist, securitate, Partidul Comunist. Ei între ei s-au hotărât după ce l-au dat jos pe Ceaușescu, noi ne facem proprietari pe România, pe persoană fizică. Asta s-a întâmplat, oameni buni. Asta a făcut Dragnea în Teleorman. Asta au făcut foarte mulți în toată țara, îmbogățiți, așa zis și îmbogățiți ai tranziției. Oameni care economic n-aveau cum să se îmbogățească în halul ăsta, într-o țară care nu era o țară foarte bogată. E foarte greu să te îmbogățești atât de mult și într-o țară capitalistă super dezvoltată. Dar în minte, într-o țară cum era România, care ieșise din comunism așa cum a ieșit, înțelegeți? Și atunci ei și-au creat legi, ei și-au creat tot ce au avut ei nevoie ca să poată să fure. Și și-au creat acest modus vivendi, să fure în continuare, da? Că încă mai e de furat în țară și oricum oamenii plătesc taxe și impozite, nu? Și e păcat de banii aia să se întoarcă înapoi la oameni, în străzi, în spitale, în școli, în... Cum? Aia trebuie să-i furăm noi, frate, nu se poate așa ceva. Păi, dar cum? Noi, copiii noștri, nepoții noștri și așa mai departe. Și acest ecosistem de corupție, acest ecosistem infracțional, da? De mită, de corupție, de șpagă, asta este ceea ce vedem în momentul de față în Parlament. Asta reprezintă penalii Dragnea, PSD-ul, sigur, ei sunt vârful și grosul. Dar e și Tăriceanu și penalii din ALDE, că mulți penali s-au strâns în ALDE. Liberalii au avut și ei penalii lor. Numai că ei au altă poziție față de poziția lui Orban, ceea ce e corect. Udrea, nu mai vorbim, gruparea Udrea, Andronii, care sunt mână în mână cu restul penalilor. Nu vedeți că Dragnea le-a făcut comisii și așa mai departe. Și oamenii ăștia și-au creat acest ecosistem. În momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană ne-a obligat să creăm niște mecanisme care să asigure independența justiției. Atât, independența justiției. Pentru că ei știau din experiența lor democratică, cu statul lor de drept, că dacă e independența justiției, inevitabil procurori independenți, judecători independenți ajung la politicieni corupți. Înțelegeți? Și s-au creat aceste mecanisme. Cum s-au creat? De ce s-au creat? Aici, în ciuda poziției actuale a președintelui Traian Băsescu, care este alături de Dragnea,
S-a sinucis politic în decolteul Elenei Udrea, după cum a spus Dan Tapalagă, da? În ciuda poziției lui actuale, sub cele două mandate ale lui, nu știm de ce a făcut-o, că l-au forțat partenerii externi, că l-au rugat frumos, l-a rugat frumos marele Ricurici, că nu știm. Cert este că a făcut-o. A făcut-o și pentru reformele care s-au făcut atunci, ați văzut că s-au dus la pușcărie o grămadă și încă lucrurile se mișcă. Din păcate pentru el și pentru cum va rămâne în istorie Traian Băsescu, după ce și-a terminat mandatul, de dragul Elenei Udrea, a dat-o în bară politic și a luat-o pe traiectoria pe care a luat-o, nu mai comentez, pentru că mi-e mie rușine de rușinea lui. Dar, revenind la subiectul de bază, la fenomen, dincolo de persoane, deci am intrat în Uniunea Europeană și am fost nevoit să adoptăm aceste mecanisme ale independenței justiției, care au făcut să fie posibilă ca sistemul judiciar să vină împotriva celor din politică, grupului infracțional organizat, pentru că inevitabil ei comit infracțiuni de corupție acolo, de nebunii, fel și fel de lucruri, fraude, falsuri, ați văzut cum e la Teldrum, și procurorii ajung la ei. E, și ei aici vor să lucreze, ei distrug prin aceste legi acest mecanism pe care noi am fost obligați să-l creăm când am intrat în Uniunea Europeană. Și este foarte periculos, nu numai pentru ideea că scapă niște corupți, pentru ideea că dacă scapă ei va veni jos înapoi până la fiecare dintre noi și vom fi iară ca în anii 90, când te oprea aiurea polițistul de la rutieră că avea nevoie să-i dai o șpagă și te oprea numai ca să te streseze să-i dai o șpagă să scapi de el, sau portarul de la spital sau alte, știți cum era, la ce nivel de corupție eram, da? Și va veni până la noi, dar nu-i vorba numai de asta. Pericolul mare și uriaș este de marginalizarea României în Uniunea Europeană și de periclitare a statutului nostru și a viitorului nostru în rândul democrațiilor consolidate. Pentru că Uniunea Europeană nu va accepta ca un stat să funcționeze după alte principii ca și cum n-ar face parte în Uniunea Europeană. Condiția sine qua non a prezenței noastre în Uniunea Europeană este să respectăm aceste principii, să funcționeze acele mecanisme. Deci Dragnea practic este dispus să ne scoată din Uniunea Europeană ca să scape el de pușcărie. Atât de periculos este acest om. Gândiți-vă foarte bine la treaba asta și asta ne va riscă să ne afecteze pe toți. Și ce este foarte dubios la ce face Dragnea, ce fac Tăricianu, este că povestea asta, drumul ăsta pe care vor ei să ne ducă de a scoate România din Uniunea Europeană, este exact în planurile Moscovei de a destabiliza Uniunea Europeană și de a acapara controlul în Europa de Est. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte, foarte ciudate, pentru că eu mă întreb de foarte multe ori dacă este posibil ca Dragnea și Tăricianu să fie doar idioți utili sau dacă oamenii ăștia chiar au vreo treabă cu vreo legătură cu rușii, cu Moscova, cu Putin și fac planurile acestor oameni. Pentru că e imposibil să fii atât de prost încât să nu-ți dai seama că tu faci aceste lucruri. E imposibil. Și este foarte posibil, pentru că Dragnea are legături, are legături cu Ioan Nicolae, care vine dintr-o anumită istorie a României apropiată de KGB și de servicii secrete rusești. Deci e foarte posibil să fie lucruri chiar mult mai grave în spate. De aceea este vital să avem atitudine. Este vital să ne exercităm meseria de cetățean, așa cum a definit-o filozoful Gabriel Liceanu. Este vital să avem atitudine civică, dragii mei. Este vital ca duminică să vă mobilizați și să veniți alături de protestatarii rezist, alături de partidele din opoziție, alături de sindicate, alături de toți actorii și toate grupurile care au anunțat că vor fi duminică pentru a da un semnal puternic în stradă, pentru a-i determina pe acești derbedei să renunțe la planul lor. Este musai, cum zicem noi în Banat, este musai să-i oprim, pentru că dacă nu-i oprim, e vai de mama noastră, viitorul va fi extrem de sumbru. Și să-i oprim ce înseamnă concret? Că multă lume mă întreabă pe Facebook, domnul Mălin, ce să se întâmple concret? Păi concret înseamnă, în primul rând, penalii să-și dea demisia din funcțiile publice, Dragnea să-și dea demisia de la conducerea Camerei Deputaților, toți cei care sunt în Parlament cu dosare penale să demisioneze. Și apoi Parlamentul, cu oameni care nu au probleme penale și ca atare nu au vreun interes privat în a măcelării independența justiției, poate să se ocupe de problemele din societate.
Asta e varianta A. Varianta B, care mi se pare mie cea mai corectă, dar nu știu dacă este realizabilă, ar fi alegerile anticipate. Pentru că această majoritate nu mai are legitimitate. Și să vă explic de ce nu mai are legitimitate. Pentru că această majoritate există și a fost zămislită în urma alegerilor, pentru că oamenii nu au votat niște persoane, că n-a fost vot individual, dar n-a candidat Dragnea și a zis votați-mă pe mine ca să dau leți să scap de pușcărie. Că dacă făcea asta, probabil că veneau alți oameni la vot și nu ieșea PSD-ul majoritar cu altul. Ei au avut un program electoral, da? Și au făcut niște promisiuni economice. Și oamenii au votat acele promisiuni, deci legitimitatea este a acelui program electoral și program de guvernare. Și în condițiile în care au trecut 11 luni de când ei au câștigat alegerile și n-au făcut nimic din acel program și au făcut multe alte lucruri pe care nu le-au anunțat oamenilor, deci n-au urmărit agenda pentru care au fost votați, agenda lor legitimă, și au urmărit o agendă ilegitimă, o agendă ascunsă, personală, ei nu mai au legitimitate. Înțelegeți? Deci ei pur și simplu i-au comis o înșelăciune, o înșelăciune electorală, da? Exact așa cum e definită în codul penal înșelăciunea, prezentarea unei fapte mincinoase ca fiind adevărate pentru obținerea unor foloase, da? Sau unei fapte adevărate ca fiind falsă, în cazul lor a unei fapte false ca fiind adevărată, da? Fapta falsă că vor să facă acel program de guvernare, ceea ce nu a fost adevărul, era altul, ei aveau agenda ascunsă. Ei au comis o înșelăciune, da? Exact așa cum e definită în codul penal, și ca atare această majoritate nu este legitimă. Și lucrul cel mai corect și legitim ar fi să avem alegeri anticipate. Nu știu dacă este posibil așa ceva, dar cert este posibil să ne mobilizăm foarte mulți oameni duminică, să avem atitudine civică și să îi oprim. Așa cum am oprit din ordonanța 13, noi, oamenii cinstiți din țara asta, indiferent de apartenența politică, indiferent de cum ne poziționăm față de familia tradițională, indiferent cum ne poziționăm față de, nu știu, naționalism, partenerii noștri și așa mai departe, noi toți oamenii cinstiți care nu putem accepta și înțelegem că este grav ce se întâmplă și că este grav că un infractor face aceste lucruri, trebuie să fim uniți pentru acest obiectiv și trebuie să cerem ferm această curățare. Este ca la un cancer, dacă vreți. Pacientul este grav bolnav de cancer. Există și alte boli mai mici, dar alea nu-l pot ucide. Cancerul poate ucide. Dacă nu-l punem pe masa de operație, oameni buni, și nu extirpăm tot ce este de extirpat, pacientul riscă să moară. După ce îl tratăm de cancer, de boala mortală, apoi putem să ne ocupăm de alte boli mai mici și să vedem în societate în ce direcție mergem, pe cine, ce fel de politică adoptă societatea. Dar cât timp ai niște infractori care au agenda lor personală, nu pot să discuți despre nimic, pentru că nimic nu este legitim acolo. Ei fac ce vor ei, ce le trece lor prin cap. Ei își urmăresc, de fapt, scopurile lor personale. În Parlamentul României, care este Parlamentul României, atenție, nu este Parlamentul Liviu Dragnea, nu este Senatul Călim Popescu-Tăricianu. Se cheamă Parlamentul României. Noi plătim taxe ca să funcționeze această instituție, toți. Și ei trebuie să legifereze în interesul public al nostru, nu al lor. Nu se poate așa ceva. Asta dincolo, și cu asta închei, de principiul elementar despre care eu am mai vorbit și care trebuia să ne deranjeze de la bun început. Nu se poate ca un infractor cu un grup de alți penali să facă legi, domne, și oamenii cinstiți să le respecte. Cine a mai auzit așa ceva? Un infractor să facă legi și oamenii cinstiți dintr-o țară să fie obligați să le respecte. Așa că duminică haideți să fim în stradă, în număr cât mai mare. Dacă sunteți de acord cu mesajul meu, vă rog foarte mult să redistribuiți, pentru că este important să ajungă la cât mai multă lume, și vă mulțumesc frumos încă o dată tuturor celor care faceți acest lucru.